să vedem și pentru raci, o săptămână relevantă, o săptămână foarte frumoasă din punct de vedere al centrului de interes. Putem spune că centrul de interes în această perioadă pentru ei se duce către găsirea detaliilor. Li se pare lor foarte interesant să găsească detalii acolo unde chiar sunt relevante. Pentru că Saturn, bine aspectat, repet, în casa a șasea, spune că ar fi și niște detalii de care chiar ar trebui să țină cont și poate pornind de la aceste detalii le vin și anumite idei. Ei chiar pot excela în muncă și în găsirea acestor lucruri care nu sunt neapărat de esență, dar sunt relevante în găsirea unor soluții. De asemenea, s-ar putea să își dea seama că ar trebui să speculeze mai mult talentul executiv. Muncesc mult, au multe responsabilități, sunt foarte bine văzuți de către șefi. Saturn acolo aduce o poziție de forță pentru raci în perioada aceasta, mai ales acum că este bine aspectată și casa parteneriatelor, deci este o combinație ideală, parteneriate și serviciu. Se așteaptă foarte multă eficiență și foarte multă eficacitate din partea lor de către persoanele cu putere de execuție și cu funcții importante. S-ar putea chiar să se aibă așteptări mult mai mari de la nativii RAC decât de la celelalte persoane. Deci vom observa că ei se vor simți mai aspru priviți, mai aspru tratați, poate la locul de muncă, pentru simplu motiv că asta este lecția pe care o au acum de înțeles, de asimilat. Și chiar își vor dezvolta acest talent, vom vedea nativ RAC care poate peste un an și jumătate vor fi incredibil, mult mai bine pregătiți, mult mai bine pus la punct cu niște veleități de șef sau chiar dacă sunt subalterni, se vor raporta mult mai bine la șef decât au făcut-o la începutul anului. Ce le spunem? Să nu uităm că ei vor avea pe Marte, pe casa 10-a, deci ei pot lua liniștit startul către o carieră mult visată, își pot schimba imaginea. Energia lui Marte ar trebui să-i facă să nu mai stea pe gânduri, să-și depună, de exemplu, CV-uri, să se ducă la interviuri, să încerce să iasă puțin din amorțire, pentru că fiind pe casa carierei și a imaginii sociale, îi impulsionează să iasă puțin în față. Spuneai că poate lumea se va uita mai mult la ei într-un mod critic, dar asta pentru că ei vor simți și nevoia să iasă în față. Ei care de obicei stau într-o poziție cu nu neapărat inferioară, dar un pic ascunși pentru că preferă să-și facă treaba fără să atragă atenția, ei de data asta atrag cumva atenția, este momentul să se vadă ceea ce fac. Și ei au chiar mai mult curaj să arate, pentru că de obicei îi lasă pe ceilalți. De data aceasta sunt chemați să arate ceea ce fac și mai ales să îndrăznească să facă un pas mai departe, adică să nu mai stagneze în carieră și să încerce să vadă dacă nu-și pot lărgi orizonturile. Bineînțeles, trebuie să fie și ei cu grijă, pentru că acest Marte îi va împinge să facă și mișcări mai puțin calculate. Dar dacă ne uităm că deocamdată Marte este încă conjunct cu Venus și cu Chiron, lucrurile acestea îi vor impulsiona să-și găsească calea mult visată. Să nu uităm că acest Chiron și Venus sunt încă în pești. Da, Silvana? Eu cred că ei, dacă își temperează nerăbdarea, au abilitatea de a administra situațiile de stres și haosul profesional. Deci, cred că în următoarea perioadă vor face parte din cei care dau randament foarte bine sub stres, în condiții de multă presiune profesională, de neprevăzut, casa carierei, da. Și vor învăța, ei știu să administreze acest neprevăzut și e bine să se aștepte la tot ce nu s-au așteptat până acum, însă Marte le dă energia de a fi constructive acolo, așa cum spunea și Vanda. Poate chiar să rezolve ceva ce trebuie rezolvat săptămâna în timp real. Da. Ceea ce mai e de spus, după părerea mea, este că această conjuncție Neptun-Pallas-Athena, care privește foarte frumos la conjuncția Mercur-Pluton, îi face convingători, capabili să se angajeze în a le explica celorlalți, în a transmite un mesaj, în a fi persuasiv, în a fi penetra în emoționalul chiar acelui lalt pentru o idee în care racul crede și
pentru care este în stare să facă niște expuneri pline de suflet. Ceea ce mai văd aici este, ceea ce mai vedem este aspectul acesta de lună nouă și văd că n-am menționat până acum, dar este de spus, poate că luna ianuarie a fost pentru toate zodiile o lună în care a trebuit să facem puțin curat pe energiile anului trecut, dar nu numai că avem parte de o lună nouă pe 28, este și anul nou chinezesc, practic e ca și cum anul ar începe acum la sfârșit de ianuarie, când ne-am dezmeticit, am ieșit puțin din mahmureala schimbării și atunci și racii au de revizuit și de lăsat în urmă, să îngroape odată pentru totdeauna trecutul și este vorba de lucrurile lor personale și intime, poate persoane care le-au rănit în trecut. Acum e momentul să lase deoparte aceste răni și să o ia de la început cu această energie pe care le-o dă Marte în pe casa 10. Așa este. Mai au un lucru de făcut. Săptămâna următoare, mare atenție cum își dozează energia, pentru că sunt oarecum devitalizați. Saturnul acesta, sigur, nu iartă aflat în casa sănătății pentru ei. Sunt și multe responsabilități, multe lucruri care trebuie rezolvate. Obligația aceasta de a intra în foarte multe detalii, sigur, și auzează. Dar foarte multă perspicacitate, vorbeam despre acel Mercur care în curând va fi conjunct cu Pluton pe casa parteneriatelor pentru ei, perspicacitate și versatilitate în asocieri. Deci atât de aici s-ar putea să vină o foarte frumoasă recompensă și racii să se simtă oarecum deblocați, detașați de orice tip de, de blocaj. De asemenea, ar putea exista și riscul dezintegrării unei structuri, a unui parteneriat, dar în forță vor veni altele și ne referim aici la parteneriate care pot fi și profesionale. Deci orice se dezintegrează, orice se rupe, se reface. Fie același parteneriat, dar într-o formulă mult îmbunătățită, e ca și când ai o discuție lămuritoare și în urma discuției se pun altfel bazele parteneriatului respectiv, fie chiar alt parteneriat care sigur este mult mai potrivit. Deci bine ar fi să nu se tulbure orice s-ar întâmpla săptămâna următoare, pentru că putem spune că sunt pe cai mari și chiar au o forță incredibilă de a înfrunta necunoscutul, au acces la fondul problemelor, ceea ce nu este puțin lucru. De fapt, cam pentru toată lumea, perioada aceasta neptuniană este o perioadă foarte frumoasă de acces la adevăr și la fondul problemelor, de aceea ne și mirăm că anumite persoane arată o față pe care, cu care noi nu suntem confortabili.